Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft modat. E bine, avem noi aici un modpack nou, dar extrem de vechi. Mai exact, ne jucăm noi astăzi cu Stone Block 1. Așa ca și scurtă istorioară până când să începem, am încercat azi noapte 3 ore să fac să meargă Stone Block 3. Eu am vrut să încep, cu Stone Block 3 și să merg descrescător Stone Block 2 și Stone Block 1, dar pur și simplu n-a vrut, nu i-am dat de cap, am încercat 3 ore, credeți-mă că 3 ore a stat, am încercat, am întrebat și pe alte persoane, nu i-am dat de cap, nu știu, e o problemă de la Java, am încercat cu diferite versiuni de Java, nu e important. Așa că am ales, asta cred că e de la Vanilla, nu? Parcă treaba asta, mă, dar de ce, nu, că e ceva, nu e în regulă, stai, e prea mic, Gale Skill, așa, altă viață, mă. Așa că ne jucăm noi cu Stone Block 1. Stone Block 1 pe 1.12.2 acum 11 milioane de ani, cred că era în acum vreo 5 ani era 1.12.2 la putere. Din păcate asta este, poate la un moment dat până când o să terminăm noi cu Stone Block 1 și 2, poate o să reușesc să dau de cap și la Stone Block 3, văd eu. Până atunci, hai să nu mai stăm noi la pălăvrăgeală și trecem la treabă. Acum vreo 5 ani, cum am spus, am văzut mod pe ăsta și mi s-a părut interesant. Ideea la Stone Block e în principal o alternativă pentru cineva ce ar vrea să joace un modpack de genul ăsta limitat, dar totuși care să-ți permită să la într-un anume punct să poți să produci resurse cu nimilita prin anumite metode. Spre exemplu, în modpack-ul ăsta avem modul cu găini care produc resurse, mă rog, și era o alternativă pentru Sky Factory în vremea aia. Nu, eu cred că exista old mod și prostii în 2017-18, deci nu, iese din calcul oricum. Deci asta e treaba și am zis că de ce să încep eu mod pe costa bună direct în momentul față avem noi seria noastră cu nenea Remus, pentru că dau eu mai greu de el, adică eu om ocupat, nu pot acum să-l zic la om, hai să filmăm, hai să filmăm, deci așa că am zis eu, hai că încep un modpack, încerc și eu ceva nou, încerc ceva vechi mai bine spus și asta este, acum că stau să mă gândesc, cred că mai bine stai așa. Aolo, autojump, deci mi-am făcut controle mai devreme, dintre toate astea am uitat să scot autojump-ul. În sfârșit, după atâtea versiuni, avem noi Vaila, adică modul ăsta din dreapta jos care ne arată nouă ce, la ce bloc ne uităm, pentru că așa asta înseamnă Vaila, what am I looking at, și vreau să-l configurez, apăsăm pe 0 de la numpad, Vaila, configure aspect, am zis. Și dă-l puțin mai mic. Ai, mă, de ce e modul ăla? Pot să-l configurez direct aici? Nu cred că pot să-l configurez de aici. O să trebuiască să configurez eu după treaba asta. Că vedeți, în momentul în care sparg eu un... Da, povestim și după aia. În momentul în care sparg eu iteme, vedeți cum am așa fizice pe jos. Fizice pe jos. Bine, chiar modul ăsta ar fi trebuit o chestie să-mi fi făcut nasol, să nu pot să iau itemele de pe jos și trebuia să apes shift pe ele ca să pot să le iau. Cum să începe Stone Block, pentru că m-am uitat decât 5 minute la o serie de acum 5 ani. Aparent, probabil n-au știut ei cum să facă să pot să încep, deci au făcut în felul următor. Bă, te spawnezi într-un cup de piatră puțin tel deformat, adică ar fi fost ceva să fie simetric, doar că nu era. Și cum faci rost de resurse până la urmă? Că na, îți dau mâna goală și o torță, atât. Păi e bine, spargi piatră cu mâna și primești pietricele astea normale, care în teorie n-ar trebui să le primești decât din pământ dacă îl cerne, adică dacă ne și uităm, nu merge? Bun, acum merge. E o problemă totuși pentru simplu fapt că nu mi-apare mie rețeta cum ar trebui să arate aici, măcar în sită mi-arate cum trebuie. Trebuia să primesc dacă cerneam eu dirt normal, bine, dirt, sau dacă cern eu într-un compressiv, nu e heavy oak, ok. Deci normal trebuia să fi primit pietrele astea dacă cerneam pământ, acum momentan n-avem. Asta este, zicem în pasul ăsta, deci spargem piatra cu mâna, deci nu cu ceva în mână, pentru că vedeți voi așa se sparge normal. Dacă spargem cu mâna, se sparge o leac mai repede. Primim piatra, nu știu ce. Dacă ne uităm noi în cartea de questuri nu sunt ele foarte, foarte multe din câte am văzut, dar sunt chiar foarte, foarte puținele capitole de questuri, dar cred că o să ne ajungă să ne jucăm un picuț cu ele. Și avem noi prima asta care ne spune să facem noi rost de 16 pietre și ne dă un loot chest. Nu știu cât să zic că îmi place mie modul ăsta cu questuri, parcă m-am obișnuit cu ăsta de 1.18 pe care l-am jucat în Old Mod 7, dar parcă tot ăla vechi îmi place, vechiul quest book. Chiar dacă era foarte primitiv, parcă îmi plăcea cel mai mult. Invarhammer, hai să zicem că e o să fie folositor, cred. Și ne uităm noi pentru un crafting table. Avem noi un stone crafting table totuși, ok, hai că mi-arată din fericire rețeta. Ar fi și chiar dacă ies de aici, când deschid nou cartea de quest-uri, mă dă tot acolo, bun. Combinăm noi pietre de genul ăsta, vreau decât 4 bucăți momentan. Și putem să facem noi un stone crafting table. Wow, hai mai dăm quest-ul. Ăla-i. Nu știu dacă poți să spar pe tine după, pun, nu știu aici. Cum facem noi rost de dirt? De nici în fermător, dirt can be obtained, bla bla bla. Pune că de la
stone, la cobblestone, la gravel, la dirt, la sand, la dust. Normal, ordinea ar trebui să fost de la stone la cobblestone, gravel, aici n-ar trebui să fie pământ, sand și dust. Adică doar ca o modificație un picuț pentru ca să poți face cumva posibil chestia asta. Și să presupun în fermător că tot la fel trebuie să spari câteva pietricene, pentru că mă gândesc în fermător, pot să fac pietre și din piatră pot să fac bețe, nu? Da, doar că îmi dă unul per. Cam scump în cazul ăsta. Dar eu dacă sparg oare cu ăsta? Dar nu știu unde să sparg. Dacă sparg eu așa. Altă viață, mă, altă viață. Bun, și în teorie, deci un hammer se făcea de genul ăsta? Da, și totuși ne-au lăsat rețeta cu rețeta. Imaginea cu bețe de lemn. Da, aia nu contează. Și cum ne-a și spus, deci cobblestone în gravel și din gravel în dirt. Mamă, dar chiar că eu m-am uitat de chestia asta în configurarea asta, așa, în configuri, în setările modului. Da, din păcate nu pare să avem niciun fel de vein miner sau nu știu eu cum se numește în versiunea asta. Că parcă totuși în 1.12 se numea vein miner, nu era FPT Ultimate. Nu știu dacă să colectăm noi acum questurile și să luăm loot chesturile pentru că o să-mi ocupe inventar și n-am chef. Stone Crook, ăsta știm e clasic, trebuie să facem noi 4 bețe. A, nu era din bețe, era din... Ok, lasă-l așa. Saplings. Breaking dirt with crook. Mamă, ce logică să mor eu. Deci dacă îl punem pământ pe jos și spargem cu crook-ul, ne dă un sapling. Da. Aolo, da, corect că suntem pe 1.12 și are o animație foarte, foarte proastă. Și acum dă și sparge. Dă și sparge la frunze până obții viermi. Aolo, stai că acum văd. Da, îi vrea din fiecare. Nu? Hai de capul meu. De cine a putut să facă cu select one of them, bine, în vremea aia nu erau ei atât de inspirați încât să zică la om doar atâta. Finally, aolo, muncă prostească, nu stai, nimeni sparge, că n-are rost. Măcar atâta, doamne, știu că avem fast leave decay, măcar atâta. Nu doar atâta, dacă n-avem nici pe ăsta, chiar făceam urât. Mă pune să trec în Tinkers, vreau să trec în Tinkers, acum nu cred că vreau să trec acum în Tinkers, cred că vreau să-mi pun momentan un copac la crescut și să dau cu un silcorm în el. De preferabil un copac care să nu-mi stea în cap. Așa, aleluia. Bun, dă-i silkworm. Nu-mi puteau să pun mai mulți. Și până atunci, Tinkers. Vechiul Tinker, bine, vechiul. E aproximativ vechiul Tinkers, pentru că și ăsta are câteva chestii schimbate, dar nu că ăla nesimțitul care l-am văzut că e în 1.18. Și acum o dată, stencil table, part builder, tool station, pattern chest și pattern și part chest, ok. Un chest cu... Și un chest cu ai de capul meu. Mă, ci că în teorie o avem favorite, doamne ajută. R, bam și dă-i. Și acum mai trebuie decât un pattern. Nu, ok, mi l-a detectat cum trebuie. Perfect. Smeltery, asta mai târziu. Trebuie acum să terminăm cu string-ul. S-a mort cu deja te-ai făcut, ok. Ok, și iar e același mod, nu același mod, aceeași tâmpenie dacă trebuie să faci silk mesh-uri. Yay. Pune tu jos să mă simt eu bine și tot cu shift, ok. Apă. O crucible și trebuie să punem noi frunze. Avem shears din lenoare? Avem shears din cobblestone dacă nu? Și atunci mă pui să fac pun cu sapling-uri? Hai frate! Și știi ce? Dă-mă deja. Nu o să comentăm. Asta cu Draconic Evolution o să fie mie teroare mai la finalul modpack-ului. Dar momentan lasă-l așa. Deci spui tu mie că din bușten și un slab pot să fac eu un oak crucible. Și acum ăsta în teorie pot să vin eu cu aulul ce mi-a spart urechile. Pot să vin eu în teorie cu orice fel de frunze, de orice. Și de unde vrei să scot eu o găleată cu apă? Vrei să te bate joc de mine, mă. Cum să scot o găleată cu apă? De unde vrei? Chiar mă pui să trec până asta acum? N-am chef. Și acum văd că oricum nici măcar nu-mi dă la capitolul ăsta de început. Nici nu spune despre compresiv. Păi bun, în cazul ăsta hai să trecem la treabă. Trebuie să mă apuc să fac o dită mai hala. Yay! Doar că n-am torte și nu vreau să... Bun. Hai să facem metoda old school. Prăjim lemn pentru charcoal, că n-am șanse. Deci măcar atâta merge să fac torțe de cobblestone. Deci dacă nici măcar asta nu mergea, chiar mă supăram. Deci clasicul să știe, cernem gravel prin sieve și avem noi șansă să primim ceva. Doar că acum că stau să mă gândesc și eu mai bine, ledor. Merge? Merge. Și întrebarea e alta. De fapt nu stai, cernel pe ăsta. Nu spune că trebuie să craftez. Am înțeles. Ok, deci sieve-ul ăsta de-l încolo. Perfect. Ăla e. Și acum din ăsta ar trebui să avem noi șansă un picuț mai mare să primim ceva din sieving. Nu, dar nu trebuie găleată, îmi trebuie fier.
Și oricum că acum am făcut rost de astea 4 bucăți de fier, cred că mai bine fac eu altceva decât să le prăpădesc ca să-mi fac o găleată cu apă cu care nu o să am ce să fac, adică mai departe îmi zice ca să fac clay, dar momentan nu știu dacă vreau să fac clay, pentru că o să-mi trebuiască clay ca să trebuiască să avansez să ajung la cobblestone totuși, da. Deodată mă gândeam să-mi fac un iron mesh ca să pot să ajung în final să-mi fac și diamond mesh-ul, dar e și asta o idee, să ajung să pot să-mi fac odată la mână, odată cobblestone automat să-mi trebuiască să sparg pereții. Dar tot, până la urmă, e tot mizeria aia pentru simplu fapt că n-am momentat posibilitatea să-mi fac un autohammer. Mă, știi cum e? Măcar să mai produc eu resurse, așa că dăm să fac eu repede un iron mesh. Nasol e că n-am posibilitatea să-l upgradez pe ăsta, da, hai, ce să-i și faci. Până la urmă erau modurile în versiunea lor vechi în care na, trebuia să-și dea și trebuia să iau gearul ăla, să vezi ce mă deam cu capul de pereți. Hai că până la urmă m-am gândit cum neapă să dau, nu skip, să dau mai pe repede înainte că deja nu mai pot. Deci, odată la mână avem noi apă! Unde să facem și noi o sursă automatere, zic, o sursă infinită, ia bagă aici în perete. Acum distracția mare, deci ne punem pe noi în felul următor, să facem noi rost de clay. Și acum procesul minuțios în care treci o bucată de gravel. Bine, e și mai rău acum pentru că am dirt. A, nu stai, dar deci topitoc sunt. Dust, clay, bun, și acum avem noi clay cât să ne facem un crucible. Zic că am primit niște bone meal pe undeva. Nu merge mai de sieving? Ba da! Te-ți dau sieve la... ce ăsta? Sand? Nu, e la dust? Ai de cap! Și cred că pentru că probabil ar fi frumos în partea mea să explic ce fac eu aici. Pentru că probabil... asta n-am făcut-o până acum și oricum probabil o să fie prima și singură, de fapt, printre primele dăți și singurile dăți când o să folosim chestia asta. Faptul că există modul Excompressum, adică e un addon pentru X-Machines, pentru X-Nihilo, doar care îți permite să faci blocurile astea, absolut toate blocurile astea, și avem următor, compres dust, compres cobblestone, gravel, sand, dirt, avem compressed flint, care arată ca bedrock cu Samorio, și mai avem noi aici compressed wooden hammer, stone hammer, iron hammer, gold, diamond și chiar double compressed diamond hammer. De ce avem nevoie de noi de așa ceva? Fiindcă există totuși în mod Heavy Oak Sieve, care vedeți voi diferența față de asta, e o leacă mai mic ca și înălțime, și îți permite ție să ceri blocuri compressed. Adică dacă eu vin, spre exemplu, cu un bloc de genul ăsta de gravel compressed, aș putea să-l cer, doar că eu nu vreau să fac chestia asta deoarece o să vreau să-l trec prin stadiu de pământ ca să-l aduc în final la dust. În loc să ceri tu câte o bucată printr-un sieve de ăsta normal, îți faci un Heavy Oak Sieve și pare să că e compatibil chiar cu mesh-ul din Ex Nihilo, din fericire, punem acolo. Și în loc să ceri câte o bucată, cer e bine câte 9 odată și ai tu șansa să spice mai multe chestii. Și uite că am primit deja, cât am primit, mă? 2 bone meal. Am nevoie de 7. Ce mă asta? Crushed Black Quartz. E Actual Edition? Urăsc Actual Editions, ca să fie clar. O să vedem de cât de mult o să-mi trebuiască și cum e bine spus, cât de mult o să mă oblige pe mine mod pe cum să-l folosesc. Vreau eu decât 7 porțelan clay, nu vreau mai mult. Clasicul Unfired Crucible, care dacă nu primesc cu ăsta acum, bagă-i așa și mai vreau niște lemne. Și acum cu tine, aș putea în teorie, cred că să-l pun eu pe furnal în timp ce merge, doar că parcă n-am chef să stau acum să prăjesc, mai ales că nu am ce să prăjesc așa în continuu. Așa că o să folosim vechea strategie cu pune peste torță și are el rate de 1%. Da. Și punem noi cobblestone în el și vedem în stânga jos cum se face din cobblestone în lavă. Trebuie să aștept după lava vieții. Între timp, ce avem noi, deci cobblestone generator tier 1, hai de capul. Mai vrea el o găleată și o bucată de sticlă, hai că nu e așa de complicat. Am impresia că o să-mi fure gălețile, dar asta este. Așa mare eveniment, că am făcut rost de 4 diamante. Nu știu dacă e cea mai bună investiție, dar bun. Acum o să mai trebuiască doar autosivul care vedem noi când îl facem și pe ăla. Nu mai vedem voi și cred că în momentul față avem și lava. Dăm cu R și îmi fur gălețile. Wow, nu pot să cred că nu mi-au luat gălețile. Chiar mă așteptam să fiu oareacă așa supărat că mi le lea, dar din fericire. Bun, și acum am eu oare drawer? Ok, avem și drawere. Și acum să vezi că am făcut ceva și pe la tu. Totuși aș putea, da, uite. Totuși aș putea să fac, ar putea să-l abradez pe ăsta la următorul nivel, până la urmă urmei. Că e doar fier. Dar momentan, până când mi se prăjește mie, pune tu așa și cu un drawer deasupra. Da, mă, dacă de greu face. Și dacă ne uităm, momentan drawerul ăsta
Din păcate nu poate să ne arate câte iteme are în el, că trebuie să facem nu știu ce quantify key-uri și prostii. Doar că dacă ne uităm în stânga jos, în dreapta jos de fapt, vedem că scrie cobblestone și în paranteză pătrate 13 și crește așa ușor. Deci e clar că vreau neapărat să-l upgradez, că nu se mai poate. Avem cobblestone generator de level 2 cu diamant, frate. Și următorul cu ce? Da, nu pot să văd. Dar pot să mă uit gen așa. Cu blaze și următorul cu emerald. Păi bun, lasă-l așa momentan, măcar să-mi produc așa mie acolo așa cobblestone infinit. Deci stai așa, că sunt curios de ceva. Dacă apăs eu Ctrl K, nu cred că merge. Nu, dar dacă eu apăs K, gen, și țin cursorul P, nu, ok, n-am loc în inventar, cred că e asta așa. Ok, deci Ctrl K face decât 1, Shift K. Trebuie să fie o comandă pe care, un shortcut în care pot să comprim tot ce am în inventar, doar că dacă apăs K normal, îmi comprimă cât un stack. Deci vreau să testez chestia asta, dar pare să că nu vrea de la mine, asta este. Bonsai Pot, din modul Bonsai Trees. Ce fac chestiile astea? Vreau eu să fac 6 la număr, da? E bine, pui tu, unde stai aici, frumos. Are interfață parcă? Nu. Pui o bucată de pământ. Ok, deci când am pus pământul acolo, păi și cum îl... trebuie să sparg. Da, ok, deci e buguit sivul ăsta cu Bonsai Pot-ul. Pun pământul și se glicește sivul, bine mă? Și cu Bonsai Pot-ul ăsta pot eu să vin frumos cu un sapling de orice fel și să-l plantez aici. Aici s-a reparat acum mai bine. Și vedeți cum crește un copăcel? Crește așa încet, vedem în stânga, în dreapta jos progresul. Și când o să ajungă el la maxim, totuși nu știu exact cum o să funcționeze. Aflu și eu acum pe scurt. Și ce fac? Dau cu toporul, dau shift, sparg cu topor. Vă garantez că nu trebuie să funcționeze așa. De asta totuși există Hopping Bonsai Pot, care are un hopper și în teorie ar trebui să poată să pună itemele direct, doar că pentru simplu fapt că nu știu exact cum funcționează Bonsai Potul normal. Și în teorie aș putea să-l pun direct peste un cufăr, dar chestia e în felul următor, cred că aș vrea să pun peste un drawer direct ca să-mi afișeze el fix lemnul ăla. Cu pământ și cu un sapling, ia că a mers. Și mi-a văzut un lemn. Mă, o fi el puțin, o părea că e puțin, dar având în vedere că faci lemn automat și nu trebuie să-l faci tu absolut nimic în plus, eu zic că e bine. E bine și așa, în felul ăsta cu... la fel. S-a pus deja, doar că e glitchuit în ultimul hal, am înțeles. O bucată de pământ în fiecare și punem oak cu, cum se numește, birch și spruce, ăsta jungle și cu acacia. Și ușor, ușor ar trebui să fac, ok, deci stai că trebuie neapărat să aibă blocuri, un bloc liber deasupra. Și acum pot eu să-l las frumos AFK și produc ele lemn de orice tip vreau, de orice tip vreau eu. Ideal! În momentul față nu știu sincer cât de mult aș mai vrea să mai filmez, dar fiindcă și deoarece cred că măcar un lucru aș vrea să termin eu cu de automatizat pe episodul ăsta, o mică producție de resurse, cel puțin ca până data viitoare să fac și eu cât de multe resurse pot în sieving, autosiv, din păcate ne pune pe noi ca la quest să craftăm autosivul normal, deși există și auto-heavy sieve, dar asta este, dacă nouă ne cere pasta normală, o facem pasta normală momentan. Și de curiozitate, deci tu mănânci curent? Da. Nu prea vreau să văd chestia asta. De ce e îmbrăcat în felul ăla? Nu știu, să rămânem noi la variantă de auto-sieve și... Nu de altă, dar parcă m-aș băga să fac, cum să zic eu, auto-compressed și compres, ca să-mi fie mai ușor. Și poate fac fix, cred că același sistem care l-am făcut și pe... Nu o să se bazeze producția mea de energie, de resurse doar și doar pe sivuri pe seria asta, pentru că avem găini. Astea toate sunt o de găini. Și toate, absolut toate astea, produc anumite resurse, gen... Deci, știu, magma cream, ci că îmi produce magma cream. O să ajungem pur și simplu să vreau să facem toate astea, vedem noi până mai acolo. Și ăsta, practic, ăla cred că o să vreau să fie modul în care o să vreau să facem rost de resurse automat pe mod pe costa. Cred, nu știu. Avem și Mystical Agriculture, dar n-aș crede că o să se bazeze așa de mult pe el. Deși avem noi aici capitol și pentru ăsta cu găini avem, totuși n-aș crede că o să ne bazăm așa de mult pe el. Păi în momentul față ce am eu de făcut ar trebui să fac și un auto-hammer, nu? Dar chestia e că până fac auto-hammer-ul trebuie să fac producția de energie și nu știu, m-aș gândi să-l fac direct auto-compressed hammer, doar că ăsta-i scump. Hai să ne ca și idee, deci ce-mi trebuie mie ca să pot să fac power generation, ce am eu pe aici care să-mi permiteți mie să fac curent, magmatic, mă cred că m-ar tenta să fac magmatic, că presupun că e iar cu lavă. De ce ne bam panouri solare având în vedere că sunt într-o peșteră? Și asta e cumva extreme reactors.
E același mod, oare nu? E, cred că nu e echivalentul lui Bigger Reactors din nu știu cât, doar că ăsta, dacă nu mă știu, cred că poate să bubuie. Dar cred că în momentul față nu o să mă mai prelungesc, fiindcă nu știu exact cât de mult o să-mi iasă. Am filmat 50 de minute, joc undeva de vreo oră jumătate, două ore fără 20 de minute, nu știu cât o să-mi iasă în videoclipul ăsta. Habar n-am ce să spun în momentul față despre asta. Sper în tot sufletul să vă fi plăcut, chiar dacă n-am făcut cine știe ce, doar am stat în locul ăsta și par piatră. Atât, pentru că na, Stone Lock, yay! Totuși cred că aș fi o chestie să-l upgradeam pe ăsta de curiozitate pentru drawere, că parcă aș vrea să-mi producă și mie un leag mai mult. Storage upgrade de de Tire 2. Deci de unul n-avem Obsidian. Eu cream că ăsta e de Void. De ăsta cred, dar ăsta e de Void, am înțeles. Dar nu, oricum îl fac eu off-camera ca și fapt divers. O să punem noi capăt aici, deși ar fi o chestie, nu. Mă decid eu și până data viitoare vedem ce schimbări o să apară dintre episoade, pentru că o să mai joc eu un picuț off-camera. Nu știu dacă îmi dau mai mult de 20 de episoade să termin tot mod pe ăsta, depinzând în funcție de cât de mult o să-mi ia să termin Draconic Evolution. Modul ăsta care, doamne știu că nu s-a mai continuat să se facă update-ul el, pentru că altfel ar fi fost probabil folosit în cam toate mod pe care de prezent. Și doamne ajută că nu s-a mai updatat, doamne ajută. În orice caz, cam asta va fi și cu episodul ăsta din Stone Block 1. Eu să sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, să lăsați un like. Vă mulțumesc foarte pentru atenția acordată și mai ceva de spus decât o zi frumoasă în continuare. Să vă urez. Bye bye.